legat de lot. Avem ceva probleme, dar nu sunt de acum. E vorba de Marcelo, Fabri, Chemar, care s-a ajutat și el după meciul cu la lista noastră, după meciul cu Iași, Lopez, Diogo, Stanciu Benga. Da, nu, cred că n-am lăsat vreunul. Nu. Bine, dar oricum, în afară de Diogo și Chemar o repriză, restul nu au participat la ultimele trei jocuri, așa că să nu înceapă lume, mamă, că deja a dat că le lipsesc. Ăștia au lipsit și la ultimele trei meciuri, de s-a jucat și fără ei. Deci nu e o problemă. Nu știu. E accidentat, nu, că a făcut rezonanță, nu i-au găsit nimic, a început să alerge, dar am decis că din moment ce nu-i 100%, eu nu iau jucătorii, doar de dragul de a fi în lot. Benga e bine, dar am zis că nu vreau să riscăm. Și mai e Iacob, care nu mai face deplasarea, nu care avea probleme, are ceva, o încărcătură pe quadriceps, dar cu ei am stabilit, cu el și cu Cucer, acum 6 etape, le-am spus clar că veți avea 3 și 3. Acum e rândul lui Cucer să apere. Am ales meciurile în funcție de ce am crezut eu că am nevoie. Adică unde Florin e foarte bun la jocul de picior, și meciurile și de la ea și de aici, deci am avut nevoie de el. Acum am ținut cont și că Dinamo sunt foarte periculoși la faze fixe, ca o talie. Am decis ca Cucer să apere. Deja le-am dat portarul. Denis, încerca să-l deputat, acum nu vreau să vorbesc de astea, că dacă îmi permite, sper că să-mi permite. Și chiar dacă nu-mi permite, eu am avut încredere. Și văd că în afară de voi, de jurnaliștii din Arad, prea puțin s-a vorbit în celelalte ziare naționale de situația în care UTA a jucat deja 2 meciuri cu 3 under și under care sunt titulari în echipelor naționale de junior. Deci, nu, din punctul ăsta de vedere, nu mi-e teamă. Sunt jucători care s-au antrenat cu noi. La lotul care va pleca la București mâine s-a mai adăugat și Vâlcu. Am reușit să-l facem. Cam jucător talentat, mi-a plăcut, l-am urmărit la câteva meciuri, s-a antrenat cu noi și va face și el parte din lotul care se deplasează mâine la București. Diogo ce are? Diogo, pubalgie ușoară, pubalgie de efort, săracu, că am tras de el și pe dreapta și pe stânga. Și un risc. Nu s-a antrenat de 2 zile. Vedem astăzi, dar eu l-am trecut, că din moment ce are probleme, nu. La un meci cu o asemenea încărcătură, nu vreau să am un jucător care să găsească alibiuri dacă nu joacă bine sau dacă greșesc. Cei care vor pleca mine la București, din punct de vedere al sănătății, sunt 100%. Este ultimul meci din acest play-out. Văd că se tot vorbește, tot felul de discuții, de comentarii, suspiciuni care nu și-au rostul, pentru că cred că acum voi mă cunoașteți. Sunt profesionist, sunt la Arad, sunt trup și suflet la această echipă și tot ceea ce fac ca, eu știu, să lucrurile să meargă bine și ca echipa mea să obțină rezultate. Am plecat de departe. Nimeni nu credea, inclusiv nici eu, și acordul care eu mi l-am dat cu licența pentru cupele europene, tot gândindu-mă că încă nu suntem pregătiți. Dar uite că și eu am luat un bobărnac și conducerea a luat un punct legat de situația asta. Prin ceea ce am făcut noi, datorită grupului care s-a format, uite că Noi n-am reușit să ținem pasul cu echipa și s-au realizat obiectivele și chiar mai mult decât obiectivul care ne-am propus, acela de a ne salva la retrogradare și de a nu avea emoții la sfârșitul acestui play-out. Suntem
deja pe primul loc, nu ni le ia nimeni, dar asta nu înseamnă că nu vom trata cu mare seriozitate pe meciul de duminică. Am înțeles că toți care ce să zică și el. No, Rednic spune exact ceea ce gândește. Și mai văd pe unul că vorbesc că Dinamo ne-a bătut. Ne-au câștigat cu un gol norocos, un gol deviat, un șut la 16 metri deviat de Conte, iar ei, repriza a doua, n-au avut nicio ocazie de a înscrie. Bun. Trebuie să vă întreb. Ați primit, nu știu, ceva presiuni, în afară de cele media care... Nici o presiune. Are curajul vreunul să pună presiune pe mine? Nu are nimeni curaj. Mă deranjează tot felul de comentarii, că Dinamo, că ce a făcut Dinamo. Nu uitați că eu în 81 am debutat la echipa națională mare. Deci la 19 ani, la meciul cu Berna, 0-0, de atunci eu eram titular în echipa națională. La Dinamo am ajuns în 83 și tot în 81 am participat la un campionat mondial de juniori în Australia, unde ne-am clasat pe poziția 3, am luat medalie de bronz. Deci nu eram un jucător anonim, da, deci aveam în spate câteva meciuri deja la echipa națională, eram titular, deci ok, ce mi-a oferit Dinamo nu putea să-mi ofere Corvinu Hunedoara. Asta era clar. Dar înainte să ajung la Dinamo, și Steaua ne-a dorit. Și pe mine și pe Mișa Klein, Dumnezeu să-l odihnească, și Steaua chiar ne-a chinuit. Deci am avut o două săptămâni de armate, că eram în armate, ne-au dus de la Deva, unde eram, ne-au dus undeva în capătul lumii, într-un colț acolo, la Baia Mare, și sunt lucruri care nu le poți uita, la minus 15 sau 20 de grade, doi jucători de echipa națională ștergeau tunurile, da, de zăpadă și le ungeam cu vaselină. Deci au încercat, plus numai instrucții, ce făceau cu noi, ne trezeau la 5 dimineața. Norocul nostru a fost cu, să o paranteză, povestesc și eu, era cu erou muncii, domnul Tripșa, care numai printre noi, el a făcut presiuni, a amenințat că dacă cei doi jucători nu vor veni la Hunedoara, combinatul se va închide, nu vor munci. A fost presiuni și în două ore ne-au și dat drumul, au venit după noi și ne-au luat și culmea, jucam cu Dinamo în ziua următoare și am câștigat 2-0. Deci asta e cu Dinamo, am respect pentru echipele unde am jucat, le mulțumesc din suflet, m-au ajutat să mă realizez și ca sportiv și ca om, dar acum sunt antrenor și în aspect statutul și meseria. În niciun caz nu vă gândiți și nu... Pe mine mă interesează echipa mea și suntem într-o perioadă foarte bună și mergem și la Dinamo. Voi folosi cea mai bună formulă care o am la dispoziție, deci în niciun caz nu mergem, nu s-au pus presiuni și nimeni nu o să pună presiune pe Mircea Rednic. Nu v-ați dat în conturi? Poate s-a plătit acea restanță ce mai avea? La mine? Păi prin decembrie nu s-a mai plătit. Dar nu contează, vede, chiar nu mă interesează. De bani e ala. Păi zicea administratorul judiciar că nu-i merit. Deci nu merit banii care trebuia să-mi dea, dar el că a luat 6% plus TVA din transferul lui Sorescu, el ce merit a avut să ia acești bani? Deci Rednic nu merită, dar n-are nicio legătură. E un proces care e în derulare și vedem ce decizie se va lua. Trebuie să se iau decide, văd că s-a amânat, nu mai contează, dar nu stau eu în acelea, dar e vorba de respect, da? Și nu poate să ia cineva o decizie. Până acum niciodată n-am făcut lucrul ăsta, dar m-a deranjat felul cum am fost dat la o parte. Nu vreau să mă plâng, dar m-a deranjat, adică să notifici pe Mircea Rednic, care a făcut atâtea performanțe cu Dinamo și ca jucător și ca antrenor. Asta m-a deranjat, nu de bani, că eu nu sunt în situația să mă plâng că nu am bani sau ceva. Cum comentați faptul că l-au iertat pe altă la suspendare? Nu mai zic nimic, dacă zic, după aia ne trezim cu... Nu mai vreau să zic, nu. Da, mi se pare bizar de la 6 etape la 2 etape. Și nu și noi am avut, cine au fost card, un fault, o ușoară intenție, cred, 3 etape i-a dat. Dar n-a scutat pe Păi, dar... Eu nu, că sunt antrenor, dar am vrut, dar oricum 3 etape. Dar de la 6 la 2, la fautul care a fost, cu sânge, cu spital, cu aia, mi se pare... Asta e.
E un jucător care a jucat și înainte, deci nu e cazul. La ce meci nu credeți că vreți fi întâmplat de suporterii din la... Păi nu știu, cei care gândesc pozitiv, cei care nu gândesc, că n-au ce să-mi reproșeze. Și mi-a plăcut declarația lui Florentin Petre. Deci noi am câștigat UTA cu toate echipele cu care ei s-au bătut sau se bat încă pentru a evita retrogradarea. Deci n-am ce să zic. Nu poate nimeni să-ți reproșeze când tu ți-a pierd șansele corect. Din cauza mea au ajuns în situația în care au ajuns. Și cu un buget foarte mare. Deci ați văzut cât au cheltuit, câți bani s-au băgat, 5 milioane. Noi cred că suntem la jumătate. Asta e managementul lor, chiar nu mă interesează, deci nu vreau să comentez ce au făcut. Eu mă bucur că am reușit să terminăm play-out-ul pe primul loc. Asta ne-am propus, am reușit, mai avem un meci, îmi doresc să facem 40 de puncte, că ar fi de 50 de ani, nu a mai fost, nu clasarea sau punctajul, nu mai știu, clasarea oricum e, da. Dar și asta e meritul întregului grup și pe cei din conducere și toată lumea să vină banii și lățărarile. Haideți, așa, vedeți că încă nu suntem pregătiți, da? Așa că nu uitați că sezonul 2022-2023 a lăsat găuri mari și noi a trebuit să le acoperim. Ce mai v-a ajutat între echipă practic și una fără presiune? Păi exact ce ne-am așteptat la ultimele meciuri, ultimele două meciuri, cu Iașu și cu Craiova. Poftim? Păi da, tocmai asta, știi cum e, cu dus întors, ori ești rău și mănânci și ai o evoluție pozitivă, ori ești blocat la primul gol sau la prima situație de asta, te blochezi și nu mai poți să reacționezi. Deci, și, nu știm care... Știm atmosfera care acolo am simțit-o pe pielea noastră și sper ca să nu mai fie cumva un incident ceva, pentru că nu ne mai arată nimeni acum. De la 4 cred că ajungem la 8 și atunci mă împușc. În ghilimele mă împușc. Dar n-ar fi bine. Adică cei care vin acolo să susține echipa și să nu se lase provocați. Bun, să spunem că să termin meciul, că îi bate, că nu îi bate, Dinamo retrogradează. Nu vezi trei, nu știu. Am pus o întrebare grea. Uite ce bine mă simt, că acum nu mai am stres, cum a fost anul trecut, și alea s-a adăugat un pic la artera mea, să mai înfundat, mai intra un pic, mai ieșeau un pic. Nu știu de ce să zic. N-am fost niciodată în situația asta. Sunt bucuros și fericit că am reușit să realizez cu acest grup lucruri bune. Se poate mai mult, se putea mai mult. Deci se putea. Acum am și regrete legate de prima perioadă, pentru că nu m-am implicat de la început și eu am crezut că putem să, cu cei care aveam la academie, cu jucătorii care am adus ca să mă încadrez în bugetul care a fost pus la dispoziție la început. După aia am început să, pentru că am pierdut ceva jucători buni și am pierdut și timp în primul rând. Asta regret, dar în rest n-am ce să regret. Și sigur că nu mi-a fost ușor, au fost mulți care nu au avut răbdare, s-a făcut și greșeli, m-am lăsat și eu un pic influențat, că luat acum între Carp și Ariel care a venit, eu zic că Carp era peste Ariel, poate chiar și peste încă unul sau doi de aici și eu m-am lăsat un pic influențat, pot să zic, și am fost de acord ca el să plece. Deci eu am mai făcut greșeli, dar până la urmă s-a format un grup, un lot bun, am concurență, rezultate bune, cel mai bun atac, nu? Cinci bani și Farul, dar Farul e un lot format, nu acum cum am fost format la începutul sezonului. Din punct de vedere defensiv stăm bine, victorii, 5 victorii, nu știu, cred că doar Steaua mare, 5 victorii. Deci sunt lucruri pozitive. Deci am terminat pe pozitiv și vreau să continuăm și să terminăm ultima etapă. Oricum eu sunt, știi cum sunt, sunt la mijloc. Dacă nu se supără unii, dacă nu se supără aia la alții. Dar am vrut să evit și asta, am evitat și barajul, era același lucru.
Păi am ce să fac acum, nu puteam eu să schimb programul, așa s-a tras, da. Cine știe, așa fi vrut Doamne, Doamne. Vedem. S-a schimbat de la declarația dumneavoastră că 4-5 jucători vor rămâne contractul până în momentul de astăzi, pentru că am înțeles că... Păi, din ce știu eu, 3-4... E grea întrebare. Da, mai, să mai greșim și noi. Sau mai greșim pe aici, pe lângă mine, un picuț, da. Dar eu sunt fer convins că jucătorii, majoritatea care au venit și care am propus, au venit pentru mine și da, vor rămâne. Atunci vă întreb ca să, în procente, ca să nu mai... Cât la sută o să vedem și pe Mircea Rege și anul viitor? Adică e 100% păi, mai am contract încă un an de zile. Bine, dar deja am discutat cu domnul Mezar pentru că e un contract, adică a fost făcut mai mult în avantajul clubului. Am vrut să le demonstrez că eu n-am venit nici să câștig bani, am venit ca să, eu știu, să demonstrez, dacă mai aveam ceva de demonstrat, dar aici în România trebuie să demonstrez că sunt un antrenor bun. Am clauze în care pe mine nu mă avantajează când văd că ne-au și o mudică nu știu cât, o gâlcă 500 de mii dacă îl dai afară. Eu n-am nicio clauză, deci pe mine poate să mă dea afară. Plus că are o clauză, este o clauză că dacă 5 meciuri sunt pe loc de retrogradare sau chiar baraj, mă poate da afară. Da? Deci eu nu sunt acoperit cu banii la zi. O să trebuiască să se schimbe, că nu pot să am un salariu mai mic decât... Balin și decât Poenaru, dar n-am nimic cu ei. Bun, deci, să zicem... Cred că merit, nu? Merit sau nu merit? 99,90. Bun, deci 99,90. Da, mai mă n-am contract cu... Și eu am mai făcut apeluri la conferințe, deci vreau mai mult. Deci nu mă rămân doar de dragul de a rămâne sau de dragul de a ne salva și de... Vreau mai mult. Și cred că se poate mai mult și am demonstrat-o, da? Deci nu e important doar contractul dumneavoastră, e important și proiectul. Da, e important și proiectul. Ce își doresc oamenii de aici? Ieri a fost să fac la Gigi și literatul a spus că în sfârșitul aș găsit antrenorul cu care să revrea titlul. Mai ales că Gigi a fost cu Coco pe bancă. Da, când performanțele care l-au avut. E un target pentru noi titlul anul sau doar play-off? Play-off-ul, am zis step by step și anul ăsta, dar oricum eu v-am atenționat când era perioada aia când mai se vorbea de ca eu să plec, să demisionez, că am venit cu fiica mea și să... Da, știți voi ce să... Eu v-am spus că nu plec de aici până nu fac o echipă de play-off. Normal ar trebui să plec acum. Hm? Am fost la un punct de play-off, parcă. Așa, după rezultate, cred că dacă eram în play-off, eu sunt sigur că făcea mai multe puncte decât unele echipe. Nu mă lasă Nu, la sea chiar îi place. Ce trăiesc aici, fără supărare cu ceilalți, poate la standard a mai fost, dar sunt momente plăcute când vezi că lumea e respectoasă și îți recunoaște meritele. Trebuie să fie pregătit. Orașul trebuie să fie pregătit, nu numai clubul. Suporterii sunt pregătiți. Deci am mai spus-o și erau momente în care noi n-am reușit să ne ridicăm la nivelul suporterilor. Ați văzut și reacția la cele două meciuri. Deci incredibil. Primul meci ok, a fost ok, dar al doilea meci am rămas datori la copiii care au venit și au umplut stadionul. Orașul e pregătit. Trebuie și conducerea și nu numai conducerea, pentru că și cei care sunt aici și se bat cu pumnii în piept că sutiște, ar trebui să vină mai aproape de, inclusiv primăria, e vorba de echipa orașului și reprezentăm orașul. Înțeleg bine că domnul primar cum a declarat? Da, mă înțeleg bine. Un om care a fost de cuvânt, ce mi-a promis, mai are două lucruri. Deja a trimis o trupă de experți, dar vreau vestiar mare, cele două vor fi unul, da? Vreau ICRTI să fie top, nu cum e terenul, că nu se poate, dar vreau să am teren bun, vreau să am condiții bune de antrenament.
Nu poți să le ceri la jucători să joace dintr-o atingere, două atingeri, când terenul nu e ok. Se fac eforturi mari acolo, deci omul care se ocupă, Petre, cred, și eu sunt de multe ori când alții au liber, eu sunt acolo la teren să mai dau o indicație, două, deci am nevoie de condiții de pregătire. Nu cer mult niciodată, când am văzut că nu se poate, am reușit eu să fac și sala asta cu sponsor, cu clubul, cu... ca să am condiții, ca să pot să... Spuneți puțin ce vorbim cu meciul. Nu știu, dumneavoastră veniți la Rad sau chiar... Vin la Rad, da, vin la Rad până miercuri. Miercuri mă duc la finală, sunt invitat de domnul primar la finală. Și sperați că până miercuri să aveți... Păi de-aia vin, pentru că... Deci noi avem discuții, mai trebuie doar semnătura de prelungire.